A început campania de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2015. Ca noutate în acest an s-a modificat termenul final până la care se pot depune cererile. Astfel, fermierii pot depune cerere până la data de 15 iunie 2015, fără penalizări. Beneficiarii plăților sunt fermierii activi, persoane fizice sau juridice, care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizator legal ai suprafețelor de teren agricol și deținător legal de animale, potrivit legislației în vigoare. În cazul concesionării sau închirierii unei suprafețe de pajiș de către o asociație de crescători de animale, beneficiarii plăților sunt membrii asociației care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața concesionată sau închiriată, iar dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiș de către fiecare membru al asociației o constituie copia de pe contractul de concesiune sau închiriere și centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare și numărul de animale pe fiecare membru al asociației. Arendatorul, concedentul, locatorul sau comodantul nu beneficiază de plăți pentru terenul, animalele arendate, concesionate, închiriate sau împrumutate spre folosință. Sunt eligibile la plată exploatațiile cu suprafața de cel puțin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafața de cel puțin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, pomicole, viticole sau al arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 hectare. La depunerea cererii unice de plată, fermierul trebuie să prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie anului de cerere. Solicitantul trebuie să respecte normele de ecocondiționalitate care cuprind bunele condiții agricole și de mediu și cerințele legale în materie de gestionare pe toată suprafața fermei.